Ai dat 3 goluri azi, seară bună pentru tine, dar a fost mai ușor în, cu unul mai puțin. N-au venit toți și din cauza asta am jucat noi mai bine. Era mai echilibrat dacă veneau toți și la ei. Pe finalul de campionat pe voi vă găsește fără emoții, nici la retrogradare, nici sus, sunteți o echipă care se bucură de fotbal cumva. Da, da, asta e cel mai bine, dar mai avem o șansă la locul 3. Dacă batem tot până la sfârșit, avem șansă la locul 3, asta vrem. Deci aveți obiectiv până la final. Da, da, obiectivul nostru e locul 3. Vă gândeați când ați promovat sezonul trecut că vă bateți până în ultima etapă la locul 3? Noi ne gândeam să luăm campionatul cum am început, dar n-au venit toți de la început, ba veneau, ba nu veneau. Eu am avut și o suspendare care îmi pare rău și asta a fost. Asta e problema la Dacris, că nu se strânge echipa la fiecare meci cum ar trebui. E o problemă veche asta? Da, da, asta e cea mai mare problemă. Dacă am venit toți, 100% ne-am bate la primele 3 locuri andan. În seara asta, 3 goluri, ai vreo dedicație pentru cineva, pentru hat-trick-ul ăsta? Nu, pentru echipă, ca asta. Dacă joacă echipa, dau și eu gol. Dacă nu joacă echipa, nici eu nu dau gol. Ești de ceva timp la Victory Cup, cum te simți aici? Mă simt cel mai bine și mi se pare cea mai tare competiție din România. Mai ales acum au venit și mai ales dacă promovează și Oțelul, va fi la anul un campionat foarte puternic. Perfect. Mersi mult. Mulțumesc.